În urmă cu ceva timp, mă consultam cu domnul ministru și spuneam că ar fi bine ca în perioada lunii august, atunci când cei care sunt plecați în Moinești la lucru în alte localități sau chiar din țară, ar fi bine să ne întâlnim, să socializăm. Azi nu e o ședință nici ca la partid, nici o ședință de lucru, ci o ședință cu o întâlnire în care să socializăm, așa cum am scris și acolo, la o ceașcă de cafea, o vorbă bună, să fim cât mai mult împreună. M-aș fi bucurat să răspundă mai mulți prezent, că am văzut că sunt destui în oraș veniți în concediu, dar poate sunt prinși cu treburi, poate vizitează rudele și cred că fiecare vrea să beneficieze cât mai mult de timpul pe care îl are să-l petreacă aproape aici acasă. Vreau să mulțumesc că au răspuns prezent invitației noastre. Domnul ministru nu mai e în fiecare caz să-i mulțumesc în mod deosebit, pentru că e prezent în fiecare weekend alături de noi. Chiar și azi a avut audiențe la cabinet, au venit la cetățeni. O să-i dau cuvântul și dumnealui acuși. Domnul deputat Avram, care mereu a răspuns și dumnealui. Și doamna prefect, care punctez aici, că nu e o întâlnire politică, e o întâlnire pentru a socializa, a vă cunoaște problemele dumneavoastră și dacă vă putem fi de folos atunci când sunteți chiar și la distanță, când vă puteți adresa cu un telefon sau printr-o rudă pe care o puteți trimite să ne adreseze o rugăminte, o întrebare sau orice altceva, să le putem fi de folos. De asemenea, avem aici lângă noi consilierii locali, reprezentanții instituțiilor de la pompieri, domnul Gabi Hodorov, domnul de la jandar, de la școli, directori, de la ONG, am văzut de la ONG-ul de la Sfinții Voievozi, de la Lucăcești. Dar dumneavoastră sunteți importanți astăzi aici, noi ne regăsim mereu la ședințe, la întâlniri de lucru și cred că încercăm să facem ceva în orașul ăsta. Am reușit, nu în mare parte, am reușit să spunem câte ceva. Îmi doresc mai departe să duc mai departe ceea ce am început cu domnul fost primar până în luna ianuarie, acum ministru. Mie este de sprijin la București. Săptămâna asta am fost și luni și joi, și marți și joi la București. Am semnat primul proiect finanțare european din mandatul meu. Nu e o sumă mare, dar oricum va fi implementat începând de la 1 septembrie. Ce să vă spun? Despre întâlnirea de astăzi, consideram că și dumneavoastră, atunci când am considerat că atunci când veniți acasă, vreți să vă mai rezolvați câte una din probleme care nu ați reușit de-a lungul timpului, vreau să vă spun că la primărie e mereu ușa deschisă. Dacă vă pot fi de folos, vă aștept cu drag. Poate ca acolo din economie dumneavoastră ați spus ceva deoparte, într-o zi vreți să vă întoarceți acasă, pentru că asta este scopul dumneavoastră cândva. Putem să vă fim de folos să investiți banii aceia aici în oraș, să vă deschideți o afacere, să participați alături de altcineva pe care îl cunoașteți, mai avut de afară chiar o companie, un patron bogat să vină aici să investească în orașul nostru. E bine venit să le transmiteți acest mesaj, că la primărie e ușa deschisă și chiar deschisă o colaborare pentru a oferi facilități să poată investi în orașul nostru, să creăm locuri de muncă. Asta este una din problemele orașului. Ne străduim și am început un proiect cu stațiune turistică, ne dorim promovarea municipiului, de aceea și la ora 8 am realizat un spectacol atât pentru cei din Moinești, cât și cei veniți, cum vă spuneam, în alte localități din țară și din străinătate. Poate vor duce mesajul acolo unde vor merge, că la Moinești a început să meargă treaba, e pe un drum bun. Și pentru că vorbeam de stațiune turistică, nu pot să dezvolt eu acest subiect decât să-i dau cuvântul domnului ministru, care a fost proiectul lui în cele două mandate de succes, să zic așa, și cred că ar dori să ne spună câteva cuvinte. Vreau să vă salut și eu, să vă spun bun venit celor care sunteți în vacanță la Moinești, să salut pe ceilalți colaboratori, foști colaboratori din cadrul primăriei și să vă spun că m-am bucurat pentru că am mai avut o astfel de inițiativă în decembrie, pe 27 decembrie, atunci când este festivalul de datini, dar faptul că se întâmplă în luna august o astfel de întâlnire este mult mai potrivită. E o perioadă de vacanță și ne-am fi bucurat să fie mai mulți din cei vizați astăzi aici.
N-am să vă spun foarte multe, ci îndrăznesc chiar să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ni l-ați acordat, atât ca primar cât am fost, cât și după. Este foarte important pentru noi și pentru mine, în mod special, în continuare, să avem un dialog, să am un mesaj din partea dumneavoastră, să cunoaștem așteptările dumneavoastră referitoare la municipiul Moinești și nu numai. Și vă asigur de toată deschiderea și a mea, la nivel central acum, unde desfășură activitatea, că îmi doresc să vin în întâmpinarea dumneavoastră, să rezolvăm din așteptările dumneavoastră. Vreau să ne spuneți câte ceva. Cu siguranță, în momentul când veniți, acasă, probabil mai vedeți câte ceva, schimbări. Ne străduim și ne-am străduit în anii aceștia să vedeți schimbări în bine. Sunt convins că Valentin și cu echipa de la primărie, cu domnul viceprimar, aici prezent, cu domnul profesor Breagă, vor duce mai departe proiectele pe care le-am început. Sunt proiecte ambițioase, apomenite Moinești Băi. Avem deja o hotărâre de guvern pentru o parte din municipiu care a fost declarată stațiune turistică de interes local. Facem demersuri să pornim investiția legată de apele minerale și de hotel și baza de tratament, de centru de agrement de la Bucăcești și multe alte proiecte. Astăzi, practic, inaugurăm un alt proiect început mai de mult. Scena, așa cum ne-am dorit să fie un teatru de vară pe care să-l avem în Parcul Băi. Și vor mai fi și alte proiecte, vă asigur. Lăsăm să le descoperiți dumneavoastră la momentul potrivit. Mulțumesc și, încă o dată, bun venit acasă. Sunteți... Așa cum spuneam, nu e o știință de lucru să vorbim noi, doar noi cei din partea aceasta. Aș vrea ca și dumneavoastră să luați cuvântul, să ne spuneți ce v-ați dorit de la noi. Poate ne scapă ceva, poate n-am văzut toate lucrurile spre bine din orașul ăsta și cred că dumneavoastră aveți un ochi format atâta timp cât stați prin țări străine, ați văzut acolo unde s-au dezvoltat mai bine și poate și în orașul nostru să dezvoltăm astfel de proiecte. Dar scurt aș vrea, dacă doamna prefect să le spună câteva cuvinte sau să-i adresați și ei o întrebare că reprezintă județul, domnul deputat. Eu sunt aici astăzi, bună ziua, bine ați venit acasă, încep să spune așa. Mă aflu astăzi la Moinești, sunt onorată să vă cunosc. Așa cum știți, guvernul pe care eu îl reprezint în teritoriu acordă o atenție deosebită dumneavoastră celor plecați. După cum știți, atât știu că de regulă atunci când dumneavoastră veniți acasă, sunteți orientați spre pașapoarte, spre permise, spre matriculări auto. După cum ați văzut, s-a prelungit programul de lucru și în aceste zile care sunt date libere de Guvernul României, astăzi se lucrează și mâine și poimâine și toată luna august. Am pus inclusiv program sâmbătă până la ora 16:30. Am încercat să facem pentru dumneavoastră să fiți bineveniți acasă cu adevărat. Dacă aveți întrebări, sunt aici și vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna! Bun găsit tuturor! Mă bucur că ne revedem cu parte din dumneavoastră, chiar dacă ați fost plecați în străinătate. Italia, Spania și alte meleuri europene. Am avut plăcerea să mai stăm de vorbă și pe stradă și în diferite întâlniri. Cert este că din 2008, Moineștiul a pornit cu un drum european, acela al unui oraș civilizat, a unui oraș de perspectivă, un oraș care se justifice și prin aliura lui, prin dotările lui edilitar gospodăresc, să justifice pasul spre universalitate pe care l-am făcut odată cu
odată cu numele, cu dadaism, cu acest curent mondial care a fost promovat, după cum bine știți, de un cetățean al municipiului Măinești. Cert este un lucru, că la întrebarea pe care probabil dumneavoastră vă puneți, dar să știți că ne punem și noi, cei care am rămas acasă, pentru că aici, până la urmă, și pentru dumneavoastră și pentru noi, aici ne este glia, aici ne este poporul, aici ne sunt familie, aici ne este credința, datele, obiceiurile strămoșești, pe care nu, în mod natural nu o să le putem părăsi, nu o să le putem uita niciodată. Spuneam că răspunsul la întrebarea de ce ați ales calea depărtării de cei dragi, e, mă rog, e o întrebare la care este foarte greu de dat un răspuns. Cert este, cert este faptul că toate guvernele, inclusiv și al nostru, într-o oarecare măsură, dar mai în mod deosebit al ultimul guvern pe care îl avem acum, PSD-ALDE, încearcă pe toate planurile să susțină, ceea ce denumim cu toții dezvoltare. Dezvoltare înseamnă investiții și investițiile înseamnă alocări financiare. Noi, dincolo de efortul guvernului de a susține obiectivele de investiții, care sunt vreo 3800 acum numai la nivelul țării și vorbim de proiectele cele finanțate din, din resurse financiare interne, sunt și proiectele europene pe care noi cu toții cred că încercăm să le, accesăm. Fără bani europeni și fără introducerea în circuitul economic al României este foarte greu. Este foarte greu să ne gândim la o bunăstare imediată. Cert este că e bine să nu renunțăm, să mergem înainte, să alocăm resursele necesare la nivelul bugetului național, în vederea continuării investițiilor și a conservării locurilor de muncă pe care le avem, și să mărim gradul de absorbție a fondurilor europene, tocmai pentru a încerca măcar o jumătate de răspuns la întrebarea de ce ați ales să munciți în alte mere. Pentru că dacă vom accesa fonduri europene și vom susține volumul de investiții va crește, atunci și numărul de locuri de muncă va fi corespunzător în creștere și stabilitatea unui loc de muncă va, va fi o realitate într-un timp foarte scurt. Dacă ați venit în vacanță, mai mult nu intru în, în detalii, dar ar fi interesant, cum spunea și domnul primar și cum spunea și domnul ministru, să încercăm un dialog scurt pe teme de interes comun și, dar mai ales, din dorința de a afla un punct de vedere al dumneavoastră, pentru că altfel, și să ne spuneți și unde vedeți municipiul Măinești, după atâția ani de contact cu civilizația europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Că vorbeam de fonduri europene, vreau să vă spun că în perioada imediat următoare se vor implementa proiecte cu fonduri europene și în mod special pe învățământul din noi, pentru școlile din Măinești, am aici colegi din primărie de la investiții, de la proiecte, care am lucrat și am depus proiecte pentru liceul Grigore Covălcescu, domnul director este aici, pentru școala numărul 2, școala George Enescu, e un proiect pentru liceu de 2 milioane de euro, pentru școala George Enescu de 1 milion de euro, care au trecut de faza de evaluare și de eligibilitate. Deci urmează încă evaluarea tehnică, după care vor semna contractul. Probabil la anul vom implementa aceste proiecte în cele două școli, instituții de învățământ, și de asemenea la Plan Național de Dezvoltare Locală, 2 milioane de lei pentru, de euro pentru școala Ștefan Lucian. Deci urmărim ca să îmbunătățim calitatea învățământului din oraș. Au rămas școlile un pic în urmă, dar vă asigur că în următorii ani se vor moderniza toate școlile din oraș. Dar nu vreau să lungesc vorba mult și se va mai refigura tot traficul rutier din municipiul Măinești. Se vor face piste de biciclete, s-a deschis o axă pentru mobilitate urbană. Lucrăm și la acel proiect, până pe data de 4 martie trebuie depus.
Vă asigur că voi fi prezent și la acel proiect. Valoarea lui se va ridica undeva la 7-8 milioane de euro. Dar nu vreau să mai continui. Eu vreau să vă ascultăm pe dumneavoastră în continuare și dacă vă putem răspunde la o întrebare sau vreți să ne faceți o propunere, vă ascultăm cu drag. Nu numai pe dumneavoastră, cei care ați plecat de aici în oraș la lucru sau la, cu alte probleme, ci și celorlalți invitați. Da? Vă ascultăm. Poftim. Da. Avem aici, este un voluntar de la Asociația Sfinții Voievozi din Lugăcești. Da, un băiat cu suflet, nu e moineșean, dar stă mai mult în Moinești decât da, de da. Nici din diaspora, nici moineștean, dar mă simt atât de bine primit în comunitatea dumneavoastră, cât am să iau cuvântul tocmai pentru a vă conecta mai departe. Vă vorbesc din calitatea mea de voluntar în cadrul Asociației Sfinții Voievozi, așa cum spunea și domnul Vieru, și lansez o întrebare către dumneavoastră, toți cei prezenți în fața noastră, astăzi. Rugămintea este următoarea, să ne spuneți care este profilul antreprenorului, așa cum îl vedeți, care s-ar întoarce din diaspora într-o comunitate precum cea moineșteană, dar nu numai, că s-ar putea să dați un exemplu întregii regiuni sau țări, ca noi toți cei de aici prezenți să știm care sunt așteptările administrației publice locale, după care am să vă mai adresez o întrebare. Mulțumesc tare mult! Deci, profilul antreprenorului care se întoarce din diaspora înapoi acasă și vrea să facă ceva cu toată expertiza pe care a acumulat-o și cu toate resursele care sunt în momentul de față disponibile. Numai bine o să știm cu toții cum să continuăm discuția. Siguranță toți de aici și toți care nu sunt aici, dar au venit acasă, gândul lor este într-o zi să revină, să revină exact. Acasă, de cei dragi, de familie, poate unii și-au lăsat copiii cu părinții acasă, cu alte rude și cred că sufletul lor tot aici rămâne. Dar din experiența dumneavoastră acumulată acolo afară, din experiența pe care am văzut-o, experiența pe care am văzut-o implementată la oamenii de afaceri din exterior sau alții pe care am cunoscut cu diferite ocazii, cred că le este de ajutor acum față de ceea ce am învățat la școala dinainte de 89, ceea ce am învățat și noi la școala dinainte de 89, sau ceea ce au văzut că s-a dezvoltat și în România după 89. Au fost și sunt și moinești investitori, oameni cu, în primul rând, să aibă curaj, să aibă decizia la ei, care au luat hotărârea și astăzi au dezvoltat câteva afaceri și au creat locuri de muncă. Sunt câteva instituții, societăți în Moinești. Una are 250 de salariați, cea care face autocare, cealaltă Aprex Auto undeva la 200. Deci uitați că sunt antreprenori care au avut curaj, decizia, cum vă spuneam, și astăzi au dezvoltat. Un profil, dacă să-l dau eu, nu cred că sunt atât de pregătit în domeniul antreprenorial să dau indicații. Toți trebuie să vină cu idei. S-a lansat Startup Nation mai devreme. A fost la dispoziția fiecăruia, a studiat. N-am auzit mulți din moinești să se înscrie la acest program. Era vorba de 40.000 de euro care puteau fi investiți într-o societate nouă sau într-o societate, dar să nu mai repete același profil pe care îl aveau ca și profil principal în statut. Nu știu dacă vă satisface răspunsul meu sau dacă cei de aici pot să mai completeze ceva. Mai puțin tehnic când vorbim mai ales de valoare, ceea ce ne unește și ne poate duce înapoi acasă, deși iarăși vorbesc din discuțiile pe care le-am numărat cu oameni care lucrează în străinătate, care s-au întors în străinătate, din străinătate și activează aici în țară. Totul se reduce până la urmă la niște valori, la niște principii. Profilarea asta, da, nu trebuie să fie una tehnică, pentru că de învățat învățăm cu toții și de accesat programul. Doriți să ne transmit în primul rând exact. Că nu există nicio barieră la primărie care să încurce cumva, așa cum este dus mesajul, România, birocrație, toate. Mă străduiesc la primărie că orice cetățean care vine să nu-și mai fie timp cu vestele primăriei, fața unui funcționar sau doar să respecte legea, să se încadreze prevederile ei și să reușească. Chiar doresc, dacă acolo ne permite legea, să propun Consiliului Local anumite facilități pentru cel care revine acasă și vrea să facă o investiție nouă. Dacă primăria îi poate acorda acest lucru, cu siguranță și consilierii pe care sunt prezenți aici și care vor fi în ședințele de Consiliu, le voi detalia fiecare subiect în așa fel încât să fie de acord cu orice investiție nouă în municipiul Moinești și cu unele facilități, cum vă spuneam, să permită legea. Așa cum le permite legea. Tot legat de subiectul ăsta, aș face o completare.
Evident că, mă rog, profilul unui antreprenor ține de propria personalitate. Nu toți avem același curaj de a investi, nu toți avem același nivel de cunoștințe pentru a dezvolta o afacere într-un anume domeniu. Prin simplu fapt că Dumnezeu ne-a lăsat diferiți. Și acțiunea noastră socială, economică și, dacă vreți, și de altă natură, capătă întrucâtva contur al propriei personalități. Este foarte adevărat că poate din afară sau poate chiar și din înăuntru țării, programul Startup Nation, care a fost demarat și am înțeles că să-și blocase la un moment dat sistemul, dar am înțeles. Chiar așa. Poate nu este suficient. Cert este un lucru că dezvoltarea unei afaceri, indiferent cât de mică sau de mare dimensiune ar fi ea, ea, fără suport al instituțiilor financiare, nu poate fi dezvoltată. Mai ales cele care vizează activități productive sau activități de construcții, să spun. Ori, ultima măsură a Băncii Naționale de a plafona dobânda de referință către băncile comerciale, care la rândul lor acordă credite în vederea susținerea activității mediului privat, a micilor afaceri, cred că este un prim pas în a netezi un pic asperitățile care s-au făcut simțite de 20 și ceva de ani între cei care au curaj să deschidă o afacere și susținerea nu agresivă, prin dobânzi agresivă, susținerea în condiții reciproc avantajoase a acelei afaceri de către instituțiile financiare, cu alte cuvinte, de către bănci, de către băncile comerciale. Și de aceea am menționat că ultima măsură luată de zilele trecute, Banca Națională va plafona dobânda de referință, este un prim pas spre deselerirea acestei relații tensionate între cei care au curaj să deschidă afacerea și cei care doresc să susțină afacerea din punct de vedere financiar. Pentru că deschizi o afacere, ai nevoie de bani și nu numai de acei 40.000 de la Startup Nation. Aia a fost un program care l-am prelucrat aici. Am invitat pe cei de la Ministerul, de la IMM-uri. Au venit cu toți în sală, au luat un avânt, dar s-au umuiat pe parcurs. Sunt sigur că toți dintre dumneavoastră ați întâlnit în instituțiile statului, într-un funcționar care lucrează la stat, anumite sincope, neînțelegeri cu ei. E un comportament la care, al lor, la care noi, cei de la Moinești, lucrăm. Sper să înțeleagă toți salariații primăriei că lucrăm în interesul dumneavoastră, a cetățenilor. Unde mai sunt așa rădăcinați, crezând că sunt veșnici la primărie, dar vă asigur că atunci când aveți o problemă, puteți veni la mine personal, la colegii mei, la șef, director, să vă adresați și nu veți fi refuzați niciodată. Încerc să m-am gândit să știți la această întrebare. Eu am participat activ împreună cu actualul ministru pentru mediul de afaceri, domnul Ilan, la câteva întâlniri. Și încercăm, prin cadrul legislativ pe care îl creăm acum în România, să creionăm acest profil al cetățeanului român care a lucrat în străinătate și dorește să se întoarcă acasă. E vorba de câteva măsuri pe care deja le știți. Vorbim de nivelul de salarizare. Ceea ce se întâmplă cu legea salarizării este exact ceea ce a spus-o foarte clar și președintele Dragnea și președintele Tăriceanu. România trebuie să treacă de la o țară cu forță de muncă slab plătită, ca să o spunem prost, da? Deci cu nivel minim, pe un nivel superior, pentru că avem forță de muncă foarte bună și foarte bine calificată, care datorită acestui nivel de salarizare a plecat. Ridicând cota în zona publică, cu siguranță, și zona privată, va trebui să se alinieze. Și atunci, salariile
sunt atractive. Legat de antreprenoriat, de cel care dorește să deschidă aici, în România, o afacere, mai mică sau mai mare, singur sau în parteneriat cu un partener străin sau român, eu cred că este românul care, la un moment dat, obosește departe de casă și departe de familie și de cei dragi și dorește să vină aici. Și va constata că banii pe care îi câștigă acolo, când majoritatea situațiilor e vorba de câștigul financiar, acesta ar fi motivul principal pentru care s-a plecat în străinătate. Să ajungem acolo încât să câștigi în România aproape cât ai câștiga acolo. Și atunci te poți bucura din plin de familie, de cei dragi și de faptul că ești român și trăiești în țara ta. Cred că ăsta este profilul. Legat de antreprenoriat, o să apară câteva lucruri foarte interesante, cel puțin în zona educațională. Se discută acum și s-a discutat cu Ministrul Educației să apară niște cursuri de antreprenoriat, cel puțin la liceu, dacă nu chiar și mai jos, în nivel de școală generală. Am invitat domnul primar aici de întâlnirea pe care am avut-o pe Startup Nation și prezentarea programului. Am invitat elevii din clasa a 12-a, mulți dintre ei majori, și care ar putea să-și deschidă o afacere. Marea problemă este cam n-aveți o idee de afacere. Adică oamenii ar dori să facă ceva, dar au în continuare o reticență asupra obiectului în sine. Eu spun că sunt foarte multe oportunități acum. Uitați-vă acum 10 ani, acum 20 de ani, ce oportunități erau, pe care acum zicem, ia uite, nu mai le avem. Gândiți-vă că și acum sunt aceleași oportunități pe care trebuie să le explorăm, să le descoperim. V-aș putea enumera eu câteva. Și în principal, nu trebuie să vă feriți de competiție, de concurență. Dom'le, sunt, dau exemplu, nu știu, aleatorul. Fabrici de pâine în Boinești. Da, ok, sunt. Dar e loc de mai bine. Da? Și multe, multe alte domenii. Adică, dacă ești hotărât și vrei să investești într-un anumit domeniu și vii cu calitate, cu seriozitate, nici nu trebuie să te uiți la competiție și la concurență. Pentru că de la sine vii cu mentalitate de învingător și vei reuși. Deci, eu cred că lucrurile vor merge către bine în zona asta. Pe zona turistică și mai important, va fi, cred că, poate până la sfârșitul acestei luni, dacă nu sigur în toamna aceasta, legea parteneriatului public-privat. Se reface, se regândește, astfel încât să existe această oportunitate de care putea domnul primar. Dom'le, vine primăria și vă pune la dispoziție un teren. O clădire nefolosită, care trebuie să mai cheltuiască primăria, să mai și păzească, să mai nu știu ce, că o distruge și să pierde. Să o pună la dispoziție și un antreprenor să vină și să dezvolte acolo un business. E foarte importantă această lege și va fi, cred că, până la sfârșitul anului. Da. Da. Haideți, vă rog, cine mai dorește și din ce ai plecat? Am dacă... și eu vreau să vă spun. Mai bine. Da. Deci, cum să spun eu, prietenii noștri de care sunt plecați sau care vor pleca, deci mergând în străinătate, să vină cu idei bune, să fie cu copii frumoși, că de așa avem nevoie, educați. Poate acolo au un spirit de educare mai bun. Și să ajungă la noi, aici, în orașul unde locuim, să dezvolte acest oraș frumos și să întinerească, nu să îmbătrânească și să rămână, cum să spunem, adormit. Deci, e un oraș, acum trebuie să recunoaștem, au rămas mult pensionari, îi rog foarte frumos să ia în modul serios, să se întoarcă acasă în țară, cu lăstari, cu copii frumoși și educați. Deci să ne auzim că au mers în străinătate și unul merge într-o parte, unul în altă parte. Să fie uniți și să facă gospodării frumoase.
Atât am avut de spus și respect. Mulțumim. Vreau să vă dau eu răspuns dumneavoastră de tot. Eu am o teologie. Bine, dumneavoastră e personala mea. Văd că sunteți lucrați în mediul ăsta teologic. Sunt un consilier care am lucrat atât la Milano cât la Chișinău. Am avut relații, vreau să spun, de prietenie cu, în lumea întreagă. Și sincer să vă spun, când stai de vorbă în străinătate cu cineva, spune, domnule, venim dacă găsim locuri de muncă. În Oilești trebuie să facem locuri de muncă. Iar locurile de muncă trebuie să le facem împreună, noi cei care conducem orașul Oilești și cu dumneavoastră care veniți. Pentru că Moinești nu putem să facem, putem să atragem niște investitori mari, dar trebuie să-i găsim. Dar până a veni acești bani care tot ne vehiculează guvernul și Europa și nu știu ce, că dacă n-ar fi fost Uniunea asta europeană, noi românii nu mai puteam trăi, nu mai știam să le posim, nu mai știam nimic să facem. Deci eu consider că trebuie să ne ia autogospodării și să vedem ce putem face fiecare și dumneavoastră care veniți să ne consultăm în așa fel încât să veniți înapoi în țară, să ne apucăm de lucru. Dacă stau și mă gândesc că știu că jidanii, evreii, nu s-așezau oriunde, s-așezau acolo unde erau bani. Moineștii, dintr-o parte până în alta, erau pline casele lor evreiești. Dumneavoastră știți de aici, au fost societăți în care s-au scos foarte mulți bani. Ceea ce înseamnă că bani există, moineștii pot face. Moineștii este bogat. Dar dumneavoastră trebuie să veniți fiecare, când veniți aici cu bănișorii dumneavoastră și să începem să vă ne facem niște mai mult niște asociații de familie. Pentru că aceste rezistă. Și să veniți cu o poveste frumoasă. Noi ne axăm pe turism. Am vorbit de atâtea ori cu domnii de aici, de la conducere și cu consilierii. E păcat că această apă termală să curgă de 10 ani să ducă la vale, să nu colectăm niște rezervoare mari. Fiecare la căsuța dumneavoastră să vă faceți o piscină mică de fibră de sticlă, avem și niște izvoare de apă sărată, le putem colecta, putem dumneavoastră să aduceți italieni francezi aici, să le spuneți cât de bune apele noastre termale. Până am face noi botelul și până ne dă Europa ca să facem aici cine știe ce vrem să facem, dumneavoastră vă puteți apuca. Și cu sprijinul nostru, pentru că vă ajutăm cu autorizații, cu tot ce este, o să veniți aici, avem și noi aici specialiști la primărie, avem oameni care sunt educați și formați, școlarizați, arhitecți, putem dezvolta, să începem să dezvoltăm acest oraș. Deci, să vă spun o poveste mică, așa, foarte scurtă, un budist din ăsta, preot mai mare, se duce la templul lui Buddha. Și acolo, când ajunge la templul înainte de a pleca, bunica lui îi spune în felul următor, adă-mi și mie ceva de acolo, ca să am și o mărturie de acolo, de la Buddha. Ăsta vizitează tot și vine. Și când aproape se ajunge acasă, a uitat că trebuie să-i dea suvenirul lui bunica asta. Și vede acolo așa un cap de câine. Să scoate un dinte de acolo, îl pune într-o punguliță, înțelege și îl dă lui bunica și spune, bunica, ți-am adus un dinte, este dintele lui Buddha. Aia l-a pus frumos aici și a început să spună în tot locul. Domnule, ce mi-a adus? Mi-a adus un dinte al lui Buddha. Și am început să adune, să adune, să mai fac un templu, să mai fac o capelă, să mai facă ceva. Și la un moment dat, când au văzut că se dezvoltă atât de mult și veneau din toate părțile turiști, preotul totuși cu conștiință s-a dus și-l bunică. Hai să oprim asta, ce să mai oprești? Pentru că ăla nu era dintele lui Buddha, era un dinte de câine. Ești nebun. Ești nebun, tu nu-mi vezi ce am luat localitatea noastră și uite cât turism și câți bani vin aici. Deci așa și dumneavoastră, în mâna fiecărui cerșător, stă o poveste. Veniți câțiva bani, începeți cu o afacere mică, veniți cu o poveste frumoasă, veniți cu specializați, sunteți asistenți, doctori, sau cum asta, și așa fiecare, eu cred că putem dezvolta orașul. Adică și prin autogospodărie, noi acum o să luăm o clădire aici de la ACR, putem face niște echipe de zidar, de asta, să lucrăm și putem să facem niște lucruri frumoase. Avem piatră, avem nisip, avem tot ce vrem, lucruri de muncă, cine ne oprește să lucrăm. Haideți, chiar nu aveți curaj. Cam așa văd eu lucrurile. Vă rog. Eu vine la Milan. Lucrez la General Electric, fac generatoare pentru ce trăim între. Gândul
doresc să mă întorc înapoi în, în Moinești, chiar în următorul an. Pentru că fabrica la care lucrez au cumpărat americane, lucram la asta, în francez. Ne-au dat ca și salarii compensatoare, te gândești, bă, banii ăștia, dacă îi bag în bancă, trăiesc. Am ieșit la pensie, efectiv. Dar zici, hai să investim undeva. Despre profilul românului care afară, vă faceți iluzii, majoritatea lucrează ca salariat. Cum aici, după că verdisiți banii până la sfârșitul lunii, 80% dintre români trăiesc de pe aia mâine și în Italia. Eu vă spun cazul meu. Eu am lucrat în 18 țări, am făcut delegații, toate țările la fel, Anglia la fel. Din ce cauză? Câștigi 2000 de euro. La Milan plătești 1000 de euro. Casa, ai mașină, te rădai. În Anglia aceeași chestie, plătești 1000 de lire. Că zici cât e în Anglia? 2400. Da, dacă gândești tu ca român, sunt o grămadă de bani. În Anglia stă binișor sărat, dar nu că stă excelent. Câți bani poate să adune un român? În 10 ani, 15.000, 20.000 de euro. Ca să face investiții, nu cred că ajungă. Din cauza, părerea mea, ar trebui făcut la mod, în mod local un fel de asociație, unde să gândim mai mulți veniți, unde să intre ca acționar mai degrabă. Vă spun din punctul meu de vedere. Eu aș risca să investesc prin figura domnului primar, care garantează, prin dumneavoastră, 20.000 de euro, cum ar fi, cum erau înainte bonurile valorice statale, de stat. Tu știi că la are, primești anumită dobândă, sau când poți, devin, sau prin prisma devii un fel de angajat. Mulți români, cum văd eu, eu am colegi români care trăiesc la Milan, în Italia, un salariu în Italia este 1.300 de euro, bunișor. Plătești 500 pe casă, mai face. Garantez că s-ar întoarce pentru 5-600 de euro lejer în România. Majoritatea români. Trebuie asta făcut. A ajuns la nivelul ăsta. Nicăieri. Eu, mulțumesc Dumnezeu, am ajuns la o funcție destul de bine plătită. Am avut noroc. Dar s-a terminat și norocul meu într-un fel. Eu îmi găsesc alt noroc în altă parte. Pentru că dacă e să sun mâine, plec în Anglia, lucrez în altă parte. Meseria care fac eu, pot să o număr pe degete oamenii care lucrează în lumea asta. Problema care este? La un moment dat zici, bă, dar eu pentru ce mai lucrez? Copiii sunt mari. Hai, frate, să mă întorc înapoi să am grijă de părinți, să mă mai bucur de ei. Că îi văd de două ori pe an. Și eu sunt un caz fericit. Sunt poate care nu vin nici atât, s-au lăsat copiii, eu n-am familia cu mine, dar alții au copii aici și suferințe și mai mari. Și doarme în cameră cu unul și mai faci o armată, efectiv. Din cauza aia vă spun, trebuie la nivel local, mai degrabă asociațiile astea, te unești cât bani ai, frate, 10.000, bagă aici, investim, vedem cum facem, să adunăm mulți mai mulți bani. Cum văd, nu știu ce, din punct de vedere financiar, din punct de vedere juridic, dacă se poate face. Dar cum văd eu lucrurile, cam așa stau. Iar românii nu chiar vin cu plasa de bani, nu vă așteptați, că nu e ușor nici afară. Mulțumim pentru... Au fost doi primari din zona Piemonte, știți care e zona Piemonte în Italia, în jurul orașului Torino. Ne-au vizitat orașul, au rămas impresionați de ce au găsit aici. Dar acolo s-au asociat 9 localități, 9 foarte mari, cu 9.000 de locuitori, 4.000, ceva de genul ăsta, și au făcut o asociație, au scris o strategie și au dezvoltat micro-întreprinderi, nu macro-întreprinderi. Pe economie circulară. Dacă nu știți ce este aceea o economie circulară, este ca tot ceea ce este deșeu să fie refolosit. Și ne povestea de ce au scris doctoranții de la universitate despre proiectele pe această economie circulară. Și unul din ei era problema sâmburilor de măsline care rezultă după fabricarea uleiului. Și acei studenți au descoperit că pot fi folosiți la șmirghel pentru frecat lemnul. Iar astăzi cineva a investit în afacere și toți sâmburii merg acolo și fac șmirghel. Iată că au găsit ceva pentru micro-întreprindere. De asemenea, spuneau că se dezvoltase foarte tare comerțul în market. 80% din comerț, din cumpărături, oamenii le făceau din market. Acum, după ce au dezvoltat acele micro-întreprindere, au scris o strategie și au văzut ce lipsește în zona respectivă. Și au spus, aici ar fi bine pe profilul ăsta o întreprindere 2-5 cu 4 salariați, alta cu 7, nici de cum cu 100, numai cu 5-7-10 salariați maxim. Și au produs, au făcut brand-uri locale, au dezvoltat, iar astăzi
marketurile au început să plece din zona respectivă, după 7 ani de când au pornit acest proiect, au început să plece, iar dezvoltatorii locali își vând produsele într-o piață asigurată de primăriile de acolo, cu titlu gratuit, chioșcurile, magazinele de acolo. Oamenii au fost conștientizați să își cumpere produse unul de la altul, să nu mai meargă la market, și comerțul se realizează acum în proporție de 80% de la noile întreprinderi și de la piața pe care au realizat-o împreună. A fost vizita dumnealor aici. Deja am invitat și Universitatea din Bacău să se încheie o colaborare între cele două universități și scrim deja în baza proiectului pe care ei ne-l pun la dispoziție o strategie de dezvoltare pentru următoarea. Sper să realizăm și acest lucru. O altă idee de afacere ar fi să urmăriți un lanț valoric. E tot asemănător parte din acest proiect. Și să constatați, domnule, în Moinești, în zona Moinești, în Bacău, ce întreprinderi sunt? Păi, sunt diverse întreprinderi. Ce materii prime folosesc? De unde le cumpără? N-aș putea eu să fiu furnizorul lor pentru acele materii prime? Sau produse semifabricate? La fel și pe lanțul post. Da? Ce produse fac? Produsele alea. Nu știu, dau exemplu, sunt aici, avem lemn, da? Din toată gama asta, ești Schweighofer, face acele panouri din lemn. Eu totdeauna mă gândesc de ce nu se găsește nimeni aici în zonă ca acele semi-fabricate, panourile alea, să le pună în valoare. Și să meargă mai departe, cu produs finit, spre mobilă, spre, tot felul de chestii pentru construcții. În perioada imediat următoare se tot discută și o să vedeți, eu personal cred că va fi o mare problemă în România lipsa forței de muncă din zona construcțiilor. Sunt foarte multe proiecte de investiții majore, atât pe acest program național de dezvoltare locală. Sunt zeci de miliarde de lei care vor fi investiți. Sunt de asemenea, foarte mulți bani care vor veni, sunt contracte deja, domnul primar spunea că deja a semnat un contract și se semnează contracte în continuare pe perioada de finanțare 2014-2020. Reabilitări de școli, de grădinițe, de drumuri, de tot felul de investiții. Eu stau și mă întreb dacă România are în acest moment nu societăți comerciale, că e ușor să-ți faci o societate comercială, ci să ai angajați pentru toate aceste lucrări. Va fi o mare problemă și cred că se tot discută în perioada aceasta, a fost chiar o discuție într-o ședință de guvern, dacă e cazul ca România să deschidă piața forței de muncă către zona de est. Și să primim, să aducem forță de muncă calificată acolo. În continuare, România are 5% totuși șomaj și ar fi bine să scădem acest șomaj și să implicăm zona activă aceste persoane. Dar vă spun, iată o nouă oportunitate să vă gândiți și să sunt atâția români care lucrează în străinătate pe salarii de poate până într-o 1000 de euro. Banii ăștia, eu vă garantez că cel târziu, într-un an, poate să-i câștige în România. Cu cheltuielile din România. Și diferența să fie da, plus valoarea pe care o regăsește buzunar la final de lună. Deci, sunt totuși oportunități. Vă rog, mai e cineva? Bună da. Sigur, fiecare dintre dumneavoastră. Fiecare dintre dumneavoastră a fost foarte frumos. Am așteptat să fie doamna prefect aici. Am două puncte, de fapt. Unu, dacă suntem municipiu, trebuie să ne respectăm ca municipiu și țin și am luat pe cuvântul și în ședința locală și am contrazis acei domni, câțiva, cei drept, dar trebuie să contraziși din multe motive. Doamna prefect ar trebui să aibă în programul dumneei o idee cam de genul ăsta. Dacă e municipiu, să nu mai merge la Bacău cu mașinile alea. Sunt foarte multe mașini, dacă e cineva de la primărie, probabil că știți, sunt foarte multe mașini înscrise la noi. Și tot felul de radier și toate astea se întâmplă la Moinești, așa cum e apia.
Deci ceva de genul ăsta. Ar fi bine că toți se deplasează săraci prin firme, parafirme, etc., tot la Bacău. Avem spații goale, dar numai o temă ușoară, știu, cred că este rezolvabilă. Că suntem totuși municipiu, odată. Ca idee, nu trebuie să dați niciun răspuns. Când vin acești domni care îi așteptăm cu mare drag, așa, fac și eu unde și fiecare dintre noi avem afară, ei deja vin cu un proiect, sigur îl au, l-au căpătat de-a lungul zecilor de ani, acolo, da? Mai mare decât dragoste de țară, eu cred că nu este un sentiment și de față de neamul românesc. Și sunt convins că ați venit și mă jos de acolo, dacă aș ști că noi vă oferim suportul necesar. Vi-l oferim, uitați să avem pe domnul ministru, domnul senator și mulți alți domni și noi consiliul local care avem ceva de spus, bănesc de fiecare dată, așa? Eu văd mult mai multe, deci să vă oferim suportul, gratuități în funcție de numărul de angajați, 10 ani sau știu ce și cum, din rezerva primăriei, vreți să faceți o fabrică, haideți să facem și fabrică, numai să vinde. Haideți să producem ceva, domnilor, că faci în Moinești și vinzi oriunde în România și în lume, dacă ne gândim bine. Cum spunea cu abrazivul și mai departe, foarte bune idei, eu vă dau o idee de gândire. Avem în zona noastră, unde sigur că da, putem să facem produse ecologice de trebuit case. Este acel lut humus sau lutul care știm noi că îl folosea bătrânii la Somme și astăzi se folosește, pus corect în valoare, facem un produs ecologic foarte bun. Și multe altele le găsiți și pe internet, sigur că da, idei de afaceri sunt toată lumea, mai ales că nu trebuie să mai răsfăiești nu știu câte volume ca să afli o idee. Internetul întreb și el se răspunde foarte simplu. Cum este cu afaceri? Eu sunt primul întreprinzător din Moinești, ca idee. Primul după revoluție, numărul 1. Prima firmă. Rezist și astăzi, mulțumesc Bunul Dumnezeu, sper să-i predau afacerea copilului meu, copiilor mei, așa care sunt băieți, am pus numele la companie Paloșanu, numele meu, da? Să rămână numele, de aia sunt forțat, obligat să merg numai pe drumul cel bun și mi-am dorit întotdeauna și îmi doresc și nu mai e o problemă la mine. E cam ca mersul pe bicicletă. Dacă mergi și primi 50 de metri și n-ai căzut, sigur greșești în continuare. Așa e și în afaceri, vă spun eu. Ai greșit aici, sigur nu mai greșești. Mergi în continuare. Ai trimis o pisă greșită. Domnule, iau pe partea aia altă. Numai să ai voință și seriozitate. Și curaj. Voința. Intră la voință aici, să mulțumim. Zicem. Da. Deci cam atât. Eu vă mulțumesc și vă așteptăm oricând și facem desfilare. Pentru cei care nu cunoașteți, dar știți pe domnul profesor, cred că unii ați fost și elevii dumnealui. De aproximativ o lună și ceva este viceprimar, mesă de ajutor, facem echipă și continuăm împreună. Aș vrea să punctez că în localitatea noastră există o posibilitate de formare a forței de muncă tinere prin liceul Cobălcescu. Eu cunosc foarte bine acest liceu, am lucrat acolo mulți ani și directorii sunt foștii mei colegi din anii când lucram în liceu. Și acolo s-au format mulți specialiști și mulți tineri care pe urmă au lucrat și lucrează încă în diferite domenii, în special în petrol. Dar există posibilitate a unui învățământ dual să treacă și la alte forme de a se califica. Și atunci, numai cerința din partea celor care au diferite societăți pot să vină în colaborare cu liceul și atunci liceul ființează cu aprobarea inspectoratului, cred, anumite, într-un parteneriat, da. Anumite specializări. Și atunci forța de muncă s-ar putea. O comandă de minim 15. Dovadă, domnul director. Deja deci nu este ceva nou. Deja sunt în anul 3, acum, în ultimul an, elevi care parteneriat primăria, liceul OMB Petrom, am înființat o clasă, acolo statul acordă 200 de lei bursă elevului și OMB 700 de lei, în câteva condiții, să nu aibă mai mult de 10 absențe, să aibă medii peste nota 7, din 27 sunt în clasa aia, câți credeți că iau această bursă? Toți 27. Iar concurența la admitere a fost de 8 pe loc anul trecut, da? Da, sigur. Asta e un model de succes, la da. Acum am făcut lucrul ăsta și cu Schweikofer, califică electricieni, sondori, care nu sunt obligați să rămână la OMV sau la Schweikofer după aia. Ei și-ar dori, probabil, să califice personal pe banii lor să rămână în țară. Noi ne dorim acest lucru, dar după ce termină, sunt liber să profeseze. Și mai ales că liceul a intrat în reabilitare. Are, o să intre, da. Va fi o investiție foarte mare și trebuie să avem grijă să punem în valoare. Punem în valoare. Mulțumesc. Vă rog, mai e cineva care...
de la străini. Cred că ar fi o chestie foarte bună. Mai ales când plecați pe obiect. Bateți ideile, trebuie să vă aparțineți dumneavoastră, să le puneți în practică. Și să solicitați facilități de la Consiliul Local, de la Primărie și în limita posibilității și a legilor din țară, să îi spunea domnul ministru, de parteneriat public-privat. De mult aud de legea asta dintotdeauna, de când suntem în primărie, nu s-a materializat. Poate dă Dumnezeu și atunci, când va fi materializată, vor demara multe proiecte. Pentru că sunt posibilități de a cheia parteneriate publice-private. Nu numai primăria cu privat, ci celelalte instituții ale statului. Da. Aș vrea să, dacă îmi dați voi, o singură frază. Că poate e mai patetic. Eu sunt mai patriot, mai român, poate decât alții. Fără a ști pe nimeni. Ați venit de afară. După 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani. Vă place? Măinești? Dacă da, rămâneți sau întoarceți-vă și profitați și bucurați-vă. Nu vă place Măinești? Dacă este așa, rămâneți sau întoarceți-vă și munciți alături de Moinește ca să vă placă, să placă și altă. Deci o conveniți. Vă așteptăm acasă. Vă așteptăm acasă. Nicăieri nu-i mai bine decât acasă. Și să parafrazez un... Asta se parafrazez. Ei, cred că nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Nu cei care suntem aici. Noi știm. Trai cât de rău, e mai bine în satul meu. Da. Haideți, vă rog, mai vrea cineva să... Dacă nu, cred că am să chei, să am început cu ceva ani în urmă. E un spectacol, ați văzut, cred că afișul Emi Drăgoi va concerta și Alice Păiniță o muineșteancă de noi. Da, vă aștept la parte, după ce încheiem aici, da? Haideți să...